vremea aceea a venit la Iisus învățător de legii, ispitându-și și zicându-i, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus l-a întrebat, ce este scris în lege, cum citești? Iar el răspunzând, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus, drept ai răspuns, faci asta și de fi viu. Însă acela voinic să se îndrepteze pe sine însuși, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis, un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon, și-a găsit între tâlhari care după ce l-au despărtat și l-au rămit, s-au dus plăsându-l la Beatriu. Din întâmplare, un rabin se cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit sosind, în acel loc a venit, a văzut și a trecut pe alături. Însă un samarinean care era călător, venindu-l de el și văzându-l, s-a făcut milă de el și a copiindu-se în legatură într-o multe reunde neînfășite. Apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaste și a purtat grijă de el. Iar a doua zi la plecare, scoțând doi din alea, dar gazde și a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui ce căzuse în mâinile tâlharilor? Atunci acela a răspuns, cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis, mergi.